În momentul în care ai un tată negativ, modelul bărbătesc din copil va avea inducții negative. În momentul când vei avea în fața copilului o mamă negativă, copilul va avea inducții negative. Noi spunem așa, glasul sângelui. Nu e glasul sângelui. Sângele este acela care l-a dat Dumnezeu prin gene și s-a transmis prin crearea fătului și a embrionului și transformarea lui în produsul finit, pruncul nou născut, dar care, din clipa în care se altoiește la biserică, stă sub cupola Duhului Sfânt, de vreme ce se leagă și se altoiește în sânul mamei, se leagă la cupola educației. Și având cele două mistici, mistica morală a familiei și cu mistica teologică a bisericii, produsul finit va fi un creștin reușit. Ei, aceeași demonizață și încep viața sub protectoratul demonului, făcând câteva scălâmbăieli ieftine care nu țin de domeniul umanului. În primul rând, stau în morminte. De ce? Să inducă frica de Dumnezeu și de tot ce e spiritual. În mormânt nu găsim nimic decât rămășițele pământești ale părinților noștri sau ale rubedenilor pe care le-am pus acolo, inofensive, inactive, care așteaptă glasul și chemarea judecății, ca din pământul din care au fost alcătuite, să înceapă să ia trup și oase și să ia forma desăvârșită a bărbatului nou trup, trup nou, că vorbim de cer nou și pământ nou, care se prezintă la judecată, să primească orbinior rău. În uniune cu sufletul, pentru că sufletul se întoarce într-o clipeală de ochi la mormânt să-și ia trupul, în raport de lumina sufletului, trupul va fi luminat, sau în raport de întunecimea sufletului, trupul va fi întunecat. Așa ne arată Apocalipsa, așa ne arată teologia, așa ne arată biserica, așa ne arată judecata. Drepții vor străluci ca soarele. Efrem Sirul ne spune că cei întunecați vor fi mai negri sau mai intens de întunecați decât noaptea cea întunecoasă fără lună și stele. De ce de fără lună și stele? Când a făcut Dumnezeu luminătorii cei mari, l-au lăudat toți îngerii lui, pentru că nimeni n-a putut vreodată să înțeleagă frumusețea cerului, și asta o puteți dumneavoastră demonstra practic, poate vi s-a întâmplat vreodată să ieșiți noaptea în beznă afară, vai ce beznă! Și de ce când e o lună plină și frumoasă și norii plutesc așa ca niște aburi pe cer și ai impresia că fug stelele, că fuge luna și clipesc toate, stai ceasuri întregi și admiri cerul. De ce? A spus-o unul din marii fizicieni, când văd cerul înstelat, atunci îmi aud și glasul conștiinței mele și știu că acela e Dumnezeu. Deci asta trebuie să înțelegeți. Demonizația au ales mormântul să desacralizeze viața de după trup. Cumpliți! Ce înseamnă cumplit? Găsim pe la Sfinții Părinți scris, ca să nu vă întind mult, că diavolii sunt atât de urâți că omul dacă i-ar vedea ar muri. Sper să nu-i vedem, sper să nu murim. Sau sper măcar să ne ajute și cred că Dumnezeu va rândui, dacă știm să ne gestionăm faptele, nici să nu avem vreodată șansa să le vedem mutrele. Ei cu ale lor și noi cu ale noastre. Un creștin adevărat și temător de Dumnezeu și iubitor de Dumnezeu nu trebuie să aibă treabă cu demonul niciodată. Atât erau de cumpliți încât nimeni nu putea să treacă pe acea cale. Deci de unde vorbim? De agresivitatea demonică. Agresivitatea demonică o putem simți în trei moduri. Și nu e o rușine. Când doi oameni sunt violenți și se pocnesc, ăla e dracu agresivității care face ca chipurile celor doi să nu mai vadă unul în celălalt chipul lui Dumnezeu din semenul lui și întunecându-i privirea, automat poate duce până la moartea de om. Când un om bea peste măsură și pierde rațiunea umană care este de natură divină, înțelepciune divină,
el ce devine? Un animal rațional fără Dumnezeu. Deci devine un bețiv, devine un, noi spunem, ordinar. E o ordine care i-o dăm, dar nu e un ordinar. El e un om care a pierdut reperul dumnezeiesc. Bețivii nu vor moșteni împărăția Dumnezeu. Curvare nu vor moșteni împărăția Dumnezeu. Vrăjitori, și mai spune acolo, tot ce e necurat, nimic nu intră în împărăția Dumnezeu. V-am spus lucru, parcă la epistole spune. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că această cumplită stare este starea de care fug și oamenii astăzi. Și am să vă întreb, dacă vedeți că cineva este agresiv, stați în preajma lui? Nu, vă feriți. Dacă e o agresivitate într-o comunitate, te ferești. Dacă e o agresivitate într-un anumit spațiu, te ferești. Într-un parc, în autobuz, oriunde ar fi. Omul se, cum spune, bă, n-am treabă cu scandalul, eu nu mă amestec. Deci e o stare de normalitate. Ei, starea de scandal sau de conflict este starea demonică care duce la această cumplită idee. Numai că aici dracii întâmpină o barieră. Pe când se apropia Iisus de ei nepăsător, folosim termenul nepăsător, nu că Iisus nu l-ar fi interesat ce face, Iisus nu și-a arătat calitatea divină, ci a venit ca simplu profet, însoțit de prietenii săi, de ucenicii, de sfinții apostoli. Și dacă ne uităm atenți, avem o comparație foarte bună cu copilul lunatic. La copilul lunatic, când au venit apostolii, n-a avut nicio reacție. Diavolul nici nu se temea de niște oameni proști de rând și fără experiență teologică. În schimb, a știut să-i bată obrazul lui Iisus prin tatăl copilului, care și ăla era necredincios și stăpânit de anumită putere a răului, și îi spune, bă, Iisuse, ucenicii ăștia ai tăi n-au fost în stare să facă nimic, tu ai putea ceva. Minimalizarea puterii divine. Și unde o întâlnim minimalizarea puterii divine? În oamenii de astăzi. Hai mă las și cu Dumnezeu. Hai mă las și cu biserica. Hai mă las și cu rugăciunea. Hai mă las cu minunile și cu poveștile astea. Mă scutești? Este tot minimalizarea puterii divine. Iisus trece și restabilește aric lucrarea divină față de lucrarea demonică. Și intră într-o chestiune de foarte mare finețe. Știți ce spune? Bă, tu crezi că eu pot face aceasta? Adică stai un pic, îți arăt cine e slab și cine e tare. Omul prins la înghesuială, de fapt demonul necredinței din el, răspunde cu cutremurare. Noi găsim la Iacob scris în epistolă, dracii cred și se cutremură, dar n-ascultă. Că ei știu că există în numele lui Iisus Hristos să se plece și cele cerești, și cele pământești, și cele de desubt. Deci și dracii cred și se cutremură, dar nu se supun că ei sunt răi. Ei spun veșnic, nu vom sluji ție. Și ce spune omul? Doamne, deci aici vorbește omul pământesc, ajută necredinței mele, adică arată Iisus că lipsa de vindecare a Fiului nu vine prin neputința numai a apostolilor, ci a necredinței părinților care nici nu credeau vreodată că Iisus poate face lucrul acesta sau ucenicii lui l-ar putea face. Era un fel de tombola. Ia să mă mai duc să înconjur și biserica de la Hacikadar, să văd mi se împlinește cererea. Nu, tu înconjură cartea de rugăciuni până îi rup foile, că să îmi deplinește cererea. Nu trebuie să cauți domenii, trebuie să cauți credință. Și aici Iisus, în momentul de față, când apar acești indivizi cu durere, cu Duhul stăpânitor în ei, vedeți, dragul schimbă foaia. De ce? Cândva a fost înger. Cândva era din ierarhiile cerești. Ne arată învățătura teologică că dracii au picat din toate cetele, respectiv cel mai mult din cea a doua,
De-aia își lipsește din cântările de la strană, pui 1, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, dar cu precădere și din celelalte cete care s-au plecat ascultării acestui heruvim, o luceafăr al dimineții care tras cu tine a treia parte din stelele cerului. Și ce face? El a mai avut o confruntare cu sinele propriu. Cu cine stă de vorbă Dumnezeu? Că nu-L cunoșteau pe îngerul de mare sfat. Cine este acesta care discută cu Dumnezeu și noi, ca îngeri, eu, ca heruvim, nu am acces la dialogul Lui? Pentru că în Sfânta Treime ne arată această perihoreză teologică, dragostea de interlucrare a Sfintei Treimi, iubirea, era numai între puterea Duhului Sfânt, între cuvântul Tatălui și Tatăl. N-avea ce căuta lumea creată în discuția tainei necreate a Dumnezeirii. Și acum el era frământat la fel. Deci, tu rămâi cu o pată pe creier, spunem noi în proverbul popular, are pata pusă asta, nu n-a uitat. Nici dracul n-a uitat de la cădere până în clipa din Gadara, că acolo în cer există un dialog între niște persoane pe care el nu le cunoaște. Și acum, ca să fac o ironie la adresa lui Iisus pe malul Gadarei, acolo la Marea Galilei, nu mai vine cu scuturături, cu trântită în apă, cu izbită în foc, cum îl descrie pe fiul lunatic tatăsul, care era pământesc, ci vine cu intuiție teologică și cu inducție. Iisus folosește cândva o expresie foarte adâncă. Ce amestecare întunericul cu lumina? Cine este în lumină este fiul al luminii și cine merge în întuneric nu știe unde merge. Umblați în lumină cât lumina este la voi.